Ați început o anchetă, ați reușit să aflați cine a făcut asta câinilor din Vâlcea? IPJ Vâlcea s-a autosesizat, au fost demarate verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost comisă fapta și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. După efectuarea verificărilor preliminare, se va înregistra un dosar penal în baza legii 215-2004 privind protecția animalelor, iar la finalizarea cercetărilor, sub supravegherea procurorului de caz, va fi dispusă o soluție procedurală. S-a mai întâmplat să descoperiți astfel de scene macabre în zona aceea? Până în acest moment nu avem alte sesizări de acest gen. Mulțumesc foarte mult pentru precizări. E foarte important de știut că polițiștii îl caută acum pe cel care a omorât câinii și i-a dus într-o pădure. Sunt greu de descris în cuvinte, aceste imagini vă pot afecta emoțional, oricum și informațiile. Îl avem alături de noi pe psihologul criminalist Dorel Butoi. Bună ziua! Bună ziua! Vă întreb cu groază, cineva care a putut să facă așa ceva unor animale nevinovate, ce-ar fi în stare să facă unor oameni? Vreau să vă spun că resping și eu gestul ăsta incalificabil categoric și să vă mărturisesc public că puține au fost criminali identificați în carieră care să nu fi avut în antecedente, așa cum a constatat și școala anglosaxonă americană, evenimente de genul acesta. Sacrificare de animale, de regulă câini, pisici, alte animale din gospodărie, ceea ce înseamnă că bioinstinctualitatea lor încă din copilărie a fost rănită de elementul sadic. Cu alte cuvinte, noi am găsit la criminali în antecedente această amprentă psihocomportamentală. Sigur că e regretabil în lumea pe care o trăim, doamna Burzilă, când ne înfrățim cu natura, când cartea junglei capătă alte conotații pentru copii, când există politică de mediu și partide care fac politici ecologiste, să întâlnim demenți și dezaxați de genul acesta. Cum mi-a ajuns pe la urechi că ministerul acesta al pădurii, apelor și așa mai departe, ar pune în plan o acțiune de exterminare a urșilor din pădurile noastre, fără să se ducă la condițiile care au generat fenomenul migrării poznașilor ursuleți prin stațiuni pe colo și pe colo. Asta este o altă problemă despre care vom discuta cu siguranță aici la Antena 3, domnule profesor. Cât de periculoși sunt acești oameni care au putut să... Nu cred că se pot numi oameni. Am văzut imagine, sunt îngrozitoare. Nu putem difuza la televizor așa ceva din cauza impactului emoțional extrem de puternic. Cât de periculoși sunt acești oameni? Cât de important este ca ei să fie găsiți? Fără îndoială că legislația în această materie trebuiește mult înăsprită, periculozitatea lor ține de amprenta asta psihocomportamentală și trebuie identificați de îndată, pentru că individul acesta a suprimat o viață. Viața e creată de mâinile lui Dumnezeu pe acest pământ. Nu de orice psihopat care poate să dispună de forță, de mijloace asupra bietelor animale. Da. Deci trebuie identificat pe baza experienței dumneavoastră, sunt ușor de identificat astfel de oameni care poate încă n-au acționat, dar ar putea să o facă. Cum recunoaștem un astfel de individ care e în stare să omoare un animal, să-l chinuie înainte să moară? De regulă sunt niște netrebnici care fagocitează timpul. Îi veți găsi în populațiile suburbane ale comunelor și orașelor, vegetând prin baruri, prin fel de fel de populații de acestea de mediu interlop, de regulă sub influența alcoolului și a drogului, pentru că oamenii implicați în societatea noastră pe care o trăim azi, concurențială, în care poți să valorifici idei, să faci afaceri, să întreprinzi ceva, să fii util și așa mai departe, nu se vor apuca niciodată să omoare câini.